Haideți să vedem cum se comportă instrumentarul de bord sau ceasurile de bord înainte de a activa funcția needle sweep. Bun, punem contactul. Și iată că nu se întâmplă nimic. Bun, luăm contactul și haideți să o activăm. După ce am pornit mașina, accesăm iconița cu VCDS. Bun, întâi îi selectăm conexiunea. Să vedem dacă comunică cu calculatorul mașinii. Comunică. Ok. Îi dăm save. Apoi intrăm în select control modul. Aici ne ducem în 17 instruments. Selectăm Adaptation 10. Iar aici ne ducem la Indicator Celebration. Căutăm Indicator Celebration. Să vedem dacă avem așa ceva. Ca să-l activăm. Undeva mai jos. Iată-l, l-am găsit, îl selectăm, vedeți că aici ne spune că nu este activ. Noi ne ducem mai jos la New Value, valoare nouă, și îl activăm, îi dăm activ, selectăm activ, îi dăm Do It. Ne spune aici că vechea valoare este înlocuită cu noua valoare, îi dăm Yes, da. Controlul a fost acceptat. Îi dăm OK, ne întoarcem înapoi în Go Back, ieșim din meniu. Îi dăm Exit. Bun, după ce ați făcut setarea din VCDS, opriți motorul. Și haideți să punem din nou contactul să vedem dacă într-adevăr s-a activat acea funcție, Indicator Celebration sau Needle Sweep. Punem contactul. Iată că este activă.